Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mi-a propus să vorbesc puțin și să las imaginea de la Ponoare să vorbească. Le-ați întrebat foarte, foarte mulți, chiar în discuții care le-am avut acolo la Ponoară. Cum să ne ajute mai mult? Vă spuneam de mandate poștale, am dat și acolo câteva. Ce cel mai comod este pentru foarte mult să apeleze un număr de telefon Rom Telecom, îl aveți deja afișat pe ecran. Încă aproape 3 luni de zile acest telefon este din nou valabil. Dați un telefon sau la un număr sau la celălalt. Tariful este de 5 RON sau 10, de 5 euro sau 10 euro în RON, bineînțeles, acest cost, acest preț, această sumă vi se va adăuga la factura de telefon lunară. Este o modalitate, banii în mare parte ne intră în cont cu o lună mai târziu, dar o mare procentul care noi îl dăm Rom Telecomului este mic. Este o formă simplă, rapidă de a fi ajutați. Și am să închei, de obicei ne rugam sau vă provocam să vă rugați, am să închei cu un moment emoționant pe care l-am înregistrat tot acolo la Ponoare. Chiar în ultima zi, în dimineața zilei de luni, frații de acolo ne-au mulțumit în mod deosebit pentru slujirea pe care am făcut-o, pentru modul că, prin care, prin internet, Alfa Omega a facilitat accesul a sute și sute de telespectatori la ceea ce s-a întâmplat acolo. Ne-au binecuvântat prin rugăciune. Am avut și ocazia să spun câteva cuvinte acolo despre Alfa Omega TV. Cei mai mulți ne cunoșteau, n-a trebuit să spun prea mult, dar mai important a fost o rugăciune și aș vrea să închei cu aceasta. Cu această rugăciune să nu mai revenim după aceea în studio. Uniți-vă în rugăciune împreună cu pastorul Caba, cei care s-au rugat acolo pentru noi și în acest mod, fie prin ajutor direct, fie rugându-vă pentru noi, sprijinindu-vă în rugăciune, rugându-vă pentru protecția noastră permanentă, rămâne și continuați să fiți parteneri Alfa Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ceea ce se face aici nu se face în multe biserici, noi umblăm în multe locuri, în multe părți, sunt multe programe de biserică interesante, dar ceea ce se face aici este o slujire specifică, deosebită. Avem și noi harul ca Alfa Omega să asistăm la așa ceva și să facem lumea curioasă. Vedeți ce se întâmplă? Lumea vede că se poate și altfel. Vede că și relația cu Domnul are și o dimensiune profundă. Slujirea, vindecarea, eliberarea. Creștinii au nevoie să fie atinși, eliberați de legături. Nu ajunge că și-au predat viața Domnului. Mai sunt pași după aceea. Botezul cu Duhul Sfânt, revelație profetică, slujire, eliberare, vindecare. Și așa ca om de media, mă bucur pentru ceea ce se întâmplă aici și noi, începând de anul trecut, anul acesta și cred că până când va veni Domnul, dorim să fim parteneri media pentru Rugul Aprins și să facem ce ține de noi. Și prin această televiziune Alfa și Omega, România, lumea întreagă să fie mișcată, aleluia! Oamenii să se schimbe, trezirea să fie o realitate, aleluia! Aleluia, de la președinție, de la președinte până la măturător, aleluia! De la mic și mare, aleluia! Să fie o scârbă la români de toate televiziunile pornografice, mizerabile, să renunțe la ele și întotdeauna să caute o lucrare care să le dea vindecare, sănătate, mântuire, pace! Aleluia, rigoș progodo semere felne! De aceea punem numele Tău și îți mulțumim că acum ai zdrobit puterea vrăjmașului și Tu vei da biruință, le vei da și bani să termine construcția care a început-o pe linia aceasta. La Tine-i puterea și în cer și pe pământ. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin, amin, amin. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.